Acest combinat siderurgic din vestul Germaniei este o companie medie tipică. Realizează piese pentru inginerie mecanică, turbine eoliene, valțuri și pentru industria minieră. Oțelul este topit în furnale electrice, dar acesta consumă foarte mult curent, aproximativ 55 de gigawați oră pe an, atâta consumă un orășel. Scumpirea curentului electric constituie o mare problemă. Înainte de războiul din Ucraina, plăteam pentru curent în jur de 4 milioane de euro, 4,5 pe an. Dar în 2022, din pricina invaziei ruse, prețurile au crescut razant. Pentru aceeași cantitate de curent, noi trebuie să plătim acum 15-16 milioane de euro. Așadar, cheltuim pe curent 10 până la 11 milioane de euro mai mult. Firma nu a primit niciun ajutor din partea statului. O posibilă soluție ar fi relocarea combinatului în altă țară, unde energia e mai ieftină, dar pentru director asta nu este o opțiune. Mulți din muncitorii lui îi sunt și vecini. Trebuie să ne asigurăm că aceste componente de structură pe care le fabricăm aici rămân aici. Suntem mândri de reputația noastră ca lider industrial în domeniul nostru de expertiză. Nu ar avea rost ca toate componentele de care avem nevoie în Germania în următorii 10-12 ani pentru tranziția la energie curată să fie fabricate în China sau în India. Concurenți din întreaga lume îi ajung din urmă. În alte țări energia e mai ieftină, forța de muncă este mai tânără și impozitele sunt mai mici decât în Germania. Pentru companii cum este și Simplecamp, este tot mai greu să reziste în fața concurenței. Germania era pe vremuri foarte atrăgătoare pentru afaceri, fiindcă nu existau prea multe alternative. Pe atunci, nu multe țări erau capabile să concureze cu produse made in Germany, fiindcă pur și simplu nu erau la același nivel. Poate că Germania s-a culcat prea mult timp pe lauri și între timp alte țări au devenit extrem de competitive. Și asta este o problemă pentru economia noastră. Antreprenorii cer politicienilor să facă ceva pentru a rezolva aceste probleme. Directorul Hove spune: vă rog să stați de vorbă cu noi, fiindcă noi știm să gestionăm o criză. Știm cum se pot rezolva problemele în mod pragmatic. Studiile arată că Germania riscă să rămână în urma altor țări dacă nu ia măsuri să devină mai competitivă.